Campania TLM în cartierul tău continuă și astăzi. Am ajuns în cartierul Bularga, unul dintre cele mai aglomerate din municipiul Iași, învecinat cu zona industrială. Cartierul Bularga are probleme, cele mai mari fiind legate de infrastructura rutieră, locurile de parcare și parcurile de joacă pentru copii. Iar asta nu o spunem noi, ci și locuitorii din zonă. Cartierul Bularga este situat în zona de sud a orașului și este unul dintre cele mai populate cartiere din zona Moldovei. Face legătura între zonele de interes ale municipiului, precum Bucium sau Baza 3, deși este construit în mare parte din blocuri vechi. În ultimii ani au început să apară și blocurile noi, însă localnicii nu sunt prea mulțumiți de aceste proiecte. Ei susțin că era mai bine dacă în locul blocurilor s-ar fi amenajat parcuri pentru copii. Pe acolo e un teren în spate la pe atelierului care tot spațiul la verde putea să facă un parc de copii pentru tot cartierul și pentru bătrâni și pentru tot. Nu, au pus două, trei bănci, mai trântit un bloc acolo și a mai încercuit unul cu gard. Eu cred că putea să fac un parc pentru tot cartierul ăsta, și pentru copii, și pentru bătrâni. Asta e părerea mea, da? Sunt destule parcuri de joacă pentru copii? Eu zic că nu. Că e un cartier care sunt copii destul de mulți. Înțelegeți? Cred că și pentru bătrâni. De exemplu, bătrânii ăstea, nu? Ca orice cartier, cum e în Alexandru, în Piața Voievozilor sau în Dacia, peste tot ar trebui și pentru bătrâni și pentru copii. Aici ați atins un subiect foarte... Eu fiind... Am un copil mic și chiar sunt două parcuri aici, dar nu, sunt îngrijite, nu. Ar mai trebui măcar igienizate, făcute ceva. În punctul ăsta de vedere chiar e jale, ar trebui îmbunătățit un pic. Nici la capitolul trafic sau locuri de parcare situația nu este mai bună. N-am pe unde merge, e prost. Ce notă i-ați la cartierului? 6, 7, mai mult nu. Ce ar trebui îmbunătățit? Păi în primul rând parcările, al doilea rând curățenia, spațiu verde, cam astea. De parcare sunt puține. Cred că în orice cartier sunt puține locurile de parcare. Acum să vedem dacă se va asfalta, că văd că borduri s-au schimbat, trotuare și din ceea ce știu eu e și cu asfaltare toată strada ală Teodoreanu. În restul sper să țină de cuvânt. Campania TLM în cartierul tău continuă și mâine când vom ajunge în zona Copou.